Bună seara, stimați telespectatori! Ne regăsim, ca de obicei, cu multă plăcere pentru emisiunea Lumea în șapte zile. Vom evoca, deci, împreună cu colegii noștri, o săptămână de evenimente politice mondiale între 28 februarie și 6 martie. Ca de obicei, în seara aceasta, am plăcerea de a avea alături de mine domnul Titi Sultan. Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în șapte zile. De asemenea, și eu am plăcerea de a îl prezenta ca invitat permanent alături de noi pe domnul profesor Pană, primul președinte al Bursei de Valori din România și vicepreședinte al Senatului României. Bună seara, domnule profesor Pană, bine ați venit. Sper că împreună să putem aduce în atenția dumneavoastră cele mai importante evenimente internaționale în săptămâna precedentă și să vă captăm atenția așa cum am făcut-o și până acum. Domnul Titi Sultan va începe cu o primă importantă veste. Pentru prima oară, de asemenea, domnul președinte Donald Trump a întâlnit un oficial chinez. Vom vedea imediat despre ce este vorba. One step closer to the leaders of the world's two biggest economies coming face to face. A potential meeting between US President Donald Trump and China's Xi Jinping being discussed on Monday during a visit by Beijing's top diplomat Yang Jiechi. Președintele american Donald Trump a avut o scurtă întrevedere cu Yang Jiechi, care este diplomat și consilier chinez. Întrevedere care s-a derulat pe parcursul a circa 5-7 minute în scopul consolidării unor relații chinezo-americane, în special în privința siguranței internaționale. Reținem că această întâlnire a avut loc după ce consilierul și diplomatul chinez s-a întâlnit cu consilierul pentru siguranță națională, Herbert McMaster, și de asemenea cu consilierul și generalul Donald Trump, Jared Kushner, și de asemenea s-a întâlnit și cu consilierul prezidențial pentru strategie politică, respectiv domnul Steve Bannon. Adică cei mai importanți consilieri din noua administrație prezidențială lui Donald Trump. Scopul acestei întâlniri a fost, bineînțeles, stabilirea unei strategii comune în vederea cooperării și elaborării unui proiect comun privind siguranța internațională, cu atât mai mult cu cât, o să vedem în continuare, Coreea de Nord face în așa fel încât să amenințe pacea mondială prin lansarea în continuare a acelor rachete balistice care amenință practic și pune în primejdie toată comunitatea internațională. Mai departe, domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu, reacția lui François Hollande, pentru că Franța vă este foarte dragă, după ce doi oameni au fost împușcați de un jandar în timpul unui discurs. Titlul e puțin cam îndrăzneț. Da, a fost un accident, veți vedea imediat. Da, după ce urmărim filmul, revenim în platou, domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu, dumneavoastră vă mulțumesc. Prezenta această știre. Le 2 juin 2016 a été prononcée la déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Închipuiți-vă, de a zâmbeți puțin, a fi aproape rezibil. Veți vedea imediat președintele Hollande, care face un discurs și la un moment dat ascultă o împușcătură. Aud împușcătura, rămâne calm, întoarce capul, s-a întâmplat ceva, sper că nimeni nu este rănit. Cred că pe undeva este puțin cam comic. Închipuiți-vă, doamnelor și domnilor, că un jandarm din gardă, care păzeau, din greșeală, a tras un glonț. În alte ocazii, cred că persoana respectivă a fi imediat mulțumită și dat afară. Altă reacție, totuși, care a fost foarte neașteptată și lumea de presă a comentat-o imediat, în alte condiții, în Statele Unite, la simplul sunet al unei împușcături, toată Secret Service s-a fi aruncat pe președinte să-l păzească în caz să se întâmple ceva. În cazul respectiv, nimeni nu a mișcat. Președinte imperturbabil s-a mai întors de vreo două ori, nu e nimic, sper că nu este grav, și a continuat ca și înainte. Totuși, pe undeva, vă închipuiți, un jandarm că nu a știut să-și pună bine piedica și care mai mult avea glonțul pe țeavă.
Mod normal se pune glonțul pe țeavă, nu? Se întreagă imediat, tragi, dar glonțul pe țeavă. În fine, din fericire, a fost numai cineva rănit foarte ușor. Nu a fost împușcat, a fost numai răniță ușor. Da, mulțumim, domnule general. Mergem mai departe. În Italia, domnule profesor Pană, iată că vulcanul Etna a intrat într-o nouă fază de erupție. Revenim în studio după ce urmărim filmul. Domnul profesor Pană ne prezintă această știre. Da, se pare că asistăm în momentul acesta la un adevărat spectacol care se întâmplă. Vulcanul Etna ne oferă acest spectacol și, în primul rând, oferă spectacolul locuitorilor din orașele Catania și Taormina, care văd cel mai bine acest spectacol de lumină. Nu este, trebuie să menționăm faptul că nu este vorba de un pericol pentru populația din zonă. Fenomenul de erupție a avut loc pe creasta ce combină vechiul și noul crater din zona de sud-est a vulcanului. Ca atare, nu sunt motive de îngrijorare. Deocamdată este un spectacol de sunet, cu siguranță, dar în special de lumină. Lava a început să se formeze și mici scurgeri de lavă în această perioadă de timp. Mai trebuie menționat doar faptul că prima emisie de cenușă a fost înregistrată la 15 decembrie 2016, iar după 20 ianuarie, vulcanul Etna a transmis semnale care, iată, s-au materializat în ultima perioadă de timp cu aceste erupții spectaculoase. Da, pentru mica istorie aș vrea să povestesc o mică aventură, între ghilimele, personală. Eram în primăvara anul trecut la Catania, autoconferință, și mă întorceam la ora 4, aveam avionul. Și când ajung la aeroport, trebuia să plecăm la ora 5:30. Ce așteptați? Începuse exact să erupă vulcanul Etna. E foarte spectaculos. Domnule și domnule, am stat de la ora 5 până la ora 12 noaptea. De la 12 noaptea am fost toți urcați în 3 autobuze și am plecat la Palermo. Și am ajuns dimineața la ora 6 la București. Deci pot să vă spun că vulcanul Etna, care în fiecare an erupe, să nu vă găsiți la Catania sau în Sicilia în acel moment. Mai bine să evitați puțin. Da. Mergem mai departe. 1 martie, primul discurs al lui Donald Trump la Casa Albă, în care acesta promite în fața Congresului un nou capitol de măreție și investiții uriașe pe care acesta le promite. Domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu, după ce urmărim filmul, iată o știre foarte importantă asupra căreia, sigur, veți avea comentarii precedente. Da, este primul mare discurs în fața Congresului. Un discurs deosebit de ambițios, cu absolut linii deosebit de concrete, să vedem dacă se pot și îndeplini, nu? Absolut. Tonight, as we mark the conclusion of our celebration of Black History Month, we are reminded of our nation's path toward civil rights and the work that still remains to be done. Da, președintele Donald J. Trump a pronunțat primul său mare discurs în fața Congresului reunit, adică Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite. Este un discurs foarte important, pentru că pune bazele politicii prezidențiale în următorul mandat, în special în primul an de președinție. Domnia sa a spus lucrul următor: voi aloca $1 trilion pentru investiții în infrastructură. Voi genera noi construcții în țara noastră și voi aduce, cu ajutorul capitalelor publice și private, astfel posibilitatea de a crea mai multe milioane de locuri de muncă. De asemenea, domnia sa a spus: voi cere Congresului să abroge legea Obamacare. Știți că fostul președinte Hussein Obama ceruse și se adoptase deja o lege privind problemele de sănătate foarte controversată. Domnul președinte Trump spune: voi cere deci să se înlocuiască această lege cu o nouă lege cu costuri mai reduse și care să ofere servicii medicale mai bune tuturor cetățenilor. Alte trei linii foarte importante ale politicii noului președinte. Una este, primul rând, lupta contra terorismului. Domnia sa spune:
Nu putem permite ca țara noastră să devină un sanctuar pentru extremiști. Deci arată că nu se poate primi oricine în Statele Unite, nu numai din compasiune, însă trebuie să știm că nu putem permite intrarea necontrolată unor persoane care au o mare, mare indice de primejde pentru țara noastră. Un alt punct important legat totuși de imigrație, președinte Trump spune, vom pune în funcțiune un sistem de imigrație pe merit. Dânsul spune că până acum intrau oricine, uneori numai oameni care nu au posibilitatea de a-și menține un nivel de trai decent, e bine, vom face de așa natură că numai cei care pot să aibă mijloace financiare să intre în țara noastră și domnia sa continuă. Acest sistem există și în alte țări și, de exemplu, Canada și Australia, unde pentru a emigra trebuie să ai un minimum de resurse materiale pentru a putea să desfaci o afacere sau să obții un serviciu adecvat. De asemenea, dânsul anunță că va începe imediat zidul la frontieră cu Mexicul și aceasta va avea o stabilă contra drogurilor și criminalității. În același timp, și la firmă, deși la început vă amintiți, domnilor și domnilor, că avea o poziție mai nuanțată, spune, da, vom susține cu tărie NATO. Și arată că este foarte important ca NATO să devină în continuare o forță de apărare a lumii occidentale, dar în același timp, și aici, fără îndoială că are foarte multe dreptate, domnia sa spune, susținem cu tărie NATO, o alianță care are la bază legăturile din timpul celor două război mondiale, care au detronat fascismul și un război rece, care a înfrânt comunismul. Însă, și aici este punct important, partenerii noștri trebuie să-și îndeplinească obligațiile financiare. Într-adevăr, pe undeva, putem spune o dreptate, 80% din bugetul NATO este furnizat exclusiv de Statele Unite și mai 20% de toate țările europene. Știi că totuși, în mare parte, NATO este o alianță care apără statele europene. Deci, pe undeva, credem că vor fi necesar ca statele europene, care până acum nu alocau decât o mică parte din buget, să ajungă la minimum, se presupune că România va ajunge anul viitor, la 2% din buget că va fi alocat pentru cheltuielile de apărare. De asemenea, dânsul termină spunând, ne așteptăm din partea partenerilor noștri, din NATO, din Orientul Mijlociu și din Pacific, să joace un rol semnificativ și direct în operațiuni militare strategice și să-și achite încă o dată și acești parteneri costurile lor. V-aș provoca puțin. Vă rog. Pentru că discursul lui Trump este foarte interesant. Eu am încercat, ascultându-vă pe dumneavoastră, să fac o mică paralelă între, să notez câteva idei, între ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce se întâmplă la noi. Da? Pentru că tot și noi discutăm de buget și așa mai departe. Aș lua cu ultimul subiect. Da, într-adevăr, la anul vom avea 2% din bugetul alocat NATO. În schimb, Germania de-abia în 2024 va ajunge la acest deziderat de 2%. Nu contează de unde plecă. Contează procentul pe care și l-au asumat țările respective. Spuneați dumneavoastră, la început, în prima parte a discursului, a fost vorba de investiții, da? Normal. Toată lumea știe. Ai investiții, lucrezi, faci infrastructură, crezi locuri de muncă. De muncă, absolut. Ceea ce se întâmplă în momentul acesta, în ceea ce se va întâmpla în continuare, pentru că s-a întâmplat și până acum, dar se va întâmpla la cu totul și cu totul alt nivel în Statele Unite, rămâne un deziderat pentru noi. Pentru că noi, în loc să avem toată această, să se circuie fluent dintr-o parte până la țări, până la mare, încă avem, după cum bine știți, avem anumite breșe. Ce ne demonstrează lucrul acesta? Ne demonstrează că am senzația că noi nu vedem viitorul ăla imediat, cel imediat apropiat. Ceea ce se întâmplă în Statele Unite, cu toate criticile care au fost aduse lui Obama, demonstrează această viziune de perspectivă. Obamacare. Nu am avut timp să studiez de ce să mint această problemă legată de sănătate. În schimb, încercăm în fiecare zi să studiem ceea ce se întâmplă în sănătatea din România și în continuare suntem în stare. Mai mult decât atât, ceea ce este foarte supărător e faptul că n-am auzit încă niciun oficial, tehnocrat sau netehnocrat, care să spună de zecile de mii. În ultimii ani de zile, cifra este înspăimântătoare. Zeci de mii doctori, asistente, cadri plecați în Occident. Plecați în
în Occident. Absolut. Și mai era încă un lucru, americane, problema e problema de emigrație, de imigrație, pardon, la noi e problema de emigrație, fenomenul continuu, pentru că vedem în fiecare zi. Ceea ce este, devine din ce în ce mai supărător este că media coboară din ce în ce mai mult. Foarte mulți tineri părăsesc România. Și atunci avem nevoie, este clar, de o altă viziune, după părerea mea, asupra viitorului. Golim țara. Țara se golește, Fran. Plecând și de la ceea ce vedem în jurul nostru, plecând și de la ceea ce vedem, noi nu îndrăznim să gândim mare. Noi nu, am senzația că nu îndrăznim să gândim așa cum trebuie gândit într-o țară care, chiar dacă are 20 de milioane... Nu avem o strategie. Absolut de acord cu noastră. Legat de altfel de acest discurs foarte important în fața Congresului American, de că cele două camere reunite, Senatul și Camera Reprezentanților, vom vedea că se produce o anumită schimbare în ceea ce privește imigrația. Și domnul Sultan ne va vorbi imediat de noua decizie luată de președinte Trump în ceea ce privește imigrația. Veți vedea că sunt anumite modificări care vor fi introduse și care schimbă pe undeva ce s-a vorbit până acum. We must restore integrity and the rule of law at our borders. We will stop the drugs from pouring into our country and poisoning our youth. My administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement. Noul loc din privind de imigrația lui Donald Trump va exclude de această dată și Irakul de la persoanele care avea interdicția temporară de a călători pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Această informație este citată de oficialii americani, care, bineînțeles, sub protecția anonimatului, datorită împrejurării că aceștia nu pot să se exprime în legătură cu un ordin semnat de președintele Donald Trump, decât după ce acesta va fi semnat de către președinte. De aceea, patru oficialii americani spun că acest ordin va fi semnat în urma presiunilor Pentagonului și Departamentului de Stat, care vor să se reanalizeze situația în ceea ce privește Irakul, datorită faptului că Irakul duce o luptă deosebit de însemnată împotriva organizației Stat Islamic. Ce trebuie să reținem? Că acest ordin va fi semnat, se spune că zilele următoare. Acest ordin, care am spus, exclude cetățenii irachieni de la aceia care au interdicție de a mai călători pe teritoriul Statelor Unite, cel puțin temporar, însă, prin acest nou decret, iată că sirienii nu vor mai fi obligați să intre pe teritoriul Statelor Unite ale Americii pe o perioadă nedeterminată, ci pe o perioadă de 120 de zile, bineînțeles, precum și cetățenii din celelalte state, precum Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria și Yemen. Este foarte important de reținut că în luna ianuarie precedentul ordin semnat de președintele Donald Trump privind imigrația a fost practic blocat de o instanță federală din Statele Unite ale Americii, în care vreau să reținem că atunci era acea interdicție de 120 de zile, iar în cadrul sirenelor, așa cum am spus, pe o perioadă nedeterminată. Acest document, care conține circa 12 pagini potrivit unor oficiali americani, repet, sub protecția anonimatului, ar urma să prevadă interdicția pentru fiecare membru din aceste state musulmane pentru 120 de zile. Deci, nu mai este o interdicție permanentă, cum era în cazul Siriei, care și în această situație trece la acele 120 de zile de interdicție pentru a călători pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Urmează să vedem dacă acest ordin va fi semnat așa cum se preconizează zilele următoare de președintele Donald Trump și să vedem, bineînțeles, efectele pe care acesta le va produce în stoparea fenomenului privind imigrația pe teritoriul Statelor Unite și implicit a reducerii actelor de terorism, pentru că acesta este până la urmă scopul. Mergem mai departe în Republica Moldova, domnule general Bartolomeu Constantin Săvuiu, iată că un gest respectiv, vorbind de ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, a atras, practic a deranjat Rusia. Pentru prima oară, vedem că Republica Moldova deranjează puțin Moscova. Da, culmea când președintele Dodov este practic un fan înfocat al președintelui Vladimir Putin. Urmărim filmul și revenim în regie cu comentariile domnului general. Absolut.
Moscova se arată surprinsă de rechemarea din funcție a lui Dumitru Braghiș. Viceministrul de Externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, a declarat că decizia de rechemare a ambasadorului moldovean în Rusia a fost una neașteptată. Potrivit TAS, acesta a menționat că încă... Da, de ce v-am ales această știre, stimați telespectatori? Păi este pentru că pentru prima oară, între această lună de miere, care de când a fost ales domnul președinte Dodon și Moscova, s-a instaurat, este o primă agățătură așa la acest climat foarte idilic. Republica Moldova, fără explicații, a decis să retragă pe Dumitru Braghiș, ambasador, deci la Moscova. Această decizie a fost aprobată de ministrul moldovean, adjunctul ministrul moldovean, doamna Dania Morar, însă trebuie să aibă ultima semnătură a domnului președinte Dodon. Domnul Braghiș era din 2015 la Moscova. Foarte interesant, foarte interesant că, deși este un ambasador a unui stat, de obicei, un stat respectiv își apără ambasadorii, în cazul respectiv, Moscova își apără pe ambasador moldovean și domnul Igor Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de externe, spune, vestea este oarecum neașteptată. Poate că întrebările despre această hotărâre trebuie adresate Chișinăului. Dânsul continuă, ceea ce înseamnă că avea foarte multă simpatie la Moscova, domnul ambasador moldovean. Domnul Karasin spune, ambasadorul a participat la toate negocierile și reunirile Comisiei Interguvernamentale. Am cooperat activ la nivelul Ministerului de Externe, se bucura de respect și era un membru influent al corpului diplomatic de la Moscova. Foarte interesant. Deci un mesaj foarte hotărât transmis, da, de poate că era un adept al fostului președinte. Bizar. Dacă a fost un președinte care nu a un foarte bune relații cu Moscova, oricum este un semn de întrebare și pentru prima oară o mică ruptură între Moscova și Chișinău. Da. Mulțumesc, domnule general. Încheiem ziua de 1 martie cu o știre care, zic eu, a captat întreaga comunitate mondială. Este vorba de cele 5 scenarii pe care Uniunea Europeană le propune pentru reforma Uniunii Europene. Este vorba de ceea ce a spus Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, care a anunțat la Bruxelles practic cele 5 scenarii istorice, putem să le spunem așa, și să vedem și varianta pe care România o respinge. O știre deosebit de importantă aceasta. Domnule profesor Pană, vă rămâne sarcina de a o comenta. Alături de dumneavoastră, alături de domnul general, da, pentru că este o temă, după o știre, părerea mea, tema săptămânii trecute. Care ne interesează și pe noi în mod deosebit, da, respectiv România. Vom urmări eventual și atitudinea președintelui Klaus Iohannis în legătură cu această propunere privind reforma Uniunii Europene. Rog regia, filmul și apoi revenim în studio. Domnul profesor Pană, veți avea cuvânt. One major crisis after another has shaken Europe to its core. Accused of always doing too little too late or kicking the can down the road. Parliament has already laid out ambitious plans for the future of Europe. And now... Deci domnul Jean-Claude Juncker a prezentat Carta Albă privind viitorul Europei. În acest manifest, să-i spunem, domnia sa a menționat și 5 scenarii pentru ceea ce ar urma să se întâmple în Europa, dincolo de Brexitul la care vom începe în câteva săptămâni. De fapt, deja asistăm. Normal, ca orice carte, dacă este albă și nu-i negri, ea trebuie să înceapă într-un ton festivist, cu tot ceea ce s-a întâmplat pozitiv în ultimii 60 de ani, să nu uităm că pe 25 martie se semnează, se împlinesc 60 de ani de la semnarea, de la înființarea Uniunii Europene sub forma ei inițială. Deci, în aceste condiții, era absolut necesară un ton festivist. După care, domnul Jean-Claude Juncker a trecut la lucrurile mult mai serioase. Ce facem în continuare în condițiile acestui Brexit? Și domnia sa a prezentat 5 scenarii. Aceste 5 scenarii aș încerca să le grupez. În primul rând, primul scenariu, după părerea mea, nu mai este
posibil. De ce? Pentru că acest prim scenariu presupune continuarea actualei direcții. Deci cele 27 de state vor concentra pe implementarea agendei de reformă, bla, 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 bla. Este imposibil. În momentul în care am asistat la Brexit, această continuare nu mai este posibilă. Da. Nu mai este posibilă datorită multor argumente, inclusiv celor de natură financiară. Al doilea scenariu și cel de-al patrulea scenariu menționează faptul că ar trebui să facem, să ne restrângem puțin. Unul zice nimic altceva în afara pieței, deci ne concentrăm pe ceea ce înseamnă piața unică europeană. Iar scenariul 4, vorbesc de ordinea în care erau prezentate în cronologic aceste scenarii de către Jean-Claude Juncker, scenariul 4 însemna să facem ceva de genul, să facem mai multe, dar mai puțin, în sensul să ne concentrăm pe diverse subiecte importante, diplomație, sferă informațională, gestionarea comună a fondurilor și a frontierelor Uniunii Europene, deci mult mai puțin, dar să ne concentrăm pe ele. Aceste două scenarii ar trebui să răspundă și celor care acuză Uniunea Europeană că ar deveni, este foarte birocratică și din ce în ce mai invazivă. Al cincilea scenariu e cel care ar însemna federalism sporit, adică exact ceea ce cele 2 și 4 exclud, invaziunea în treburile interne, să le spunem, ale celor 27 de state și să continuăm pe toate aceste decizii să fie luate, gestionate în comun, cu mai multă putere, cu mai multă un domeniu extrem de precis pe resurse și procese decizionale în toate domeniile. Zona euro, afaceri externe, apărare, imigrație, energie, probleme de mediu. Deci cinciu ar fi o dezvoltare mult mai... A criticilor actuale și o continuare a ceea ce se întâmplă în momentul acesta mult mai agresiv. Deci cele patru nu se împacă între ele. Și vine a cincea propunere, care a fost prezentată deja în Claude Juncker pe poziția a treia. Și anume, o Europa cu mai multe viteze. Deci, o Europa cu cercuri concentrice, la care la mijloc este centrul de putere, așa cum este și în momentul acesta, da? Care își continuă separat activitatea. Ei se întâlnesc deja zilele acestea, trebuie să menționăm. Germania, Italia, Franța, Spania s-au întâlnit, iar Corina Crețu chiar ieri a menționat lucrul acesta și a atenționat, am simțit o undă de regret în glasul comisarului european, pe de o parte că România nu este acolo, pe de altă parte că deja începe să se concretizeze această idee. Da? Odată ce aceste patru mari puteri se întâlnesc și încep să gândească separat de ceilalți, este clar că începem să ne îndreptăm către o Europa cu mai multe viteze. Indiferent cât de mult... Domnule profesor, exista deja, așa zisa, troica, cele două țări, în fond deja guverneau Franța și Germania, tot timpul cam conduceau, acum s-a atins la patru în loc de doi. S-au întins la patru, deși datorită populației numeroase din cele două, Italia și Spania, și datorită faptului că este clar că cele două nu puteau să meargă braț la braț și aveau nevoie alături de ele, de cele două țări și de alții cu o populație numeroasă. Probabil, care să-și punctul de vedere. Probabil o să ia și Polonia. Cu siguranță Polonia se vor dori să fie fiind foarte numeroasă, 50 de milioane de locuitori. Mai greu că face parte din grupul de la Visegrad. Da, dar este foarte dezvoltat din punct de vedere economic. Deci cred că se vor contura un fel de Europa 5 sau 6. Polonia, sigur că da. E puțin diferită. Sigur că da. Deci în condițiile acestea, această Europa cu mai multe viteze, mi-e teamă că va începe să prindă contur, sincer. Absolut. Să fiu. Da? Pentru că ei vor spune, ați văzut problemele din Grecia, da? Brexit-ul a scos Marea Britanie în afara Uniunii Europene. Și vă spun în genul acesta. Este la centru această grupare puternică, da? Urmată de cercuri concentrice. În afara acestei Europe cu cercuri concentrice e o altă zonă care înseamnă, spune Jean-Claude Juncker, dă și o palmă într-un fel sau altul Marea Britanie. Acolo există Marea Britanie care e și din Europa, alături de Turcia și de alte țări. Da? Și teama este că ei în continuare, adică vor invoca faptul că se pot întâlni rapid, pot lua decizii care să meargă mai departe și până veniți voi din urmă să ajungeți la deciziile noastre și în așa fel încât să vă comportați ca noi și să legiferați dacă este necesar ceea ce facem noi, mai durează timp. De ce să ne opriți pe noi și să nu ne mai
manifestăm, să nu ne manifestăm în această manieră. Este o atitudine, după părerea mea, periculoasă, care pune sub semnul întrebării inclusiv ideea de uniune. Am discutat de o Uniune Europeană, da? Nu discutăm de federalizare, s-a vorbit la un moment dat și de ideea de federalizare într-un anumit interval de timp, dar acum discutăm de o Uniune. Păi, o Uniune nu înseamnă ca din nou să creăm acea zonă de imperiu, dacă vreți, da, e ca un imperiu, iar la marginile lui sunt, vrem, nu vrem, sunt coloniile. Nu? Da. Coloniile care au vrut să intre în acest imperiu și imperiu și care sunt acceptate în această zonă. Este clar, în același timp, este clar că Brexitul favorizează această idee. Ieșirea Marii Britanii și încercarea lor de a-și păstra puterea, marilor puteri, dar nu le o împărți cu toate celelalte țări, favorizează această idee. Deci acest Brexit, care nu face altceva decât, după părerea mea, să creeze o zonă de discriminare în interiorul Uniunii Europene, deci sărbătorim 60 de ani, sărbătorim 60 de ani pe 25 martie cu foarte mari semne de întrebare. Da. Un singur lucru vreau să adaug aici, că viitorul Uniunii Europene, în legătură cu această strategie propusă de președintele Juncker, va fi determinată și de alegerile din Franța. Absolut. Să fim foarte atenți, absolut, precum și cele din Germania. Da, înainte de a continua cu joi 2 martie, vom lua o scurtă pauză. Am revenit în studio, stimați telespectatori. Mulțumim pentru atenția acordată. Mergem mai departe, ziua de joi 2 martie. Domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu, Statele Unite ale Americii acuză Rusia că ar fi bombardat din greșeală rebeli sirieni pe care i-a confundat cu membrii ISIS. Filmul, revenim în platou cu comentariile domnului general Bartolomeu Constantin Săvoiu. U.S. officials have said faulty intelligence may have caused Russians to bomb U.S. allies in Syria. U.S. military officials reported on March 1st that Russians bombed the U.S.-backed Syrian... Da, știți, circula o butadă. Nimic nu este mai ușor de confundat dintr-un avion decât un rebel cu un alt rebel. Despre ce este vorba? Generalul Stephen Townsend, din comandamentul american, a afirmat, îl vedeți în fotografie, că avioane militare ruse și ale guvernului președintelui Bashar al-Assad ar fi bombardat poziția ale rebelilor susținut de Statele Unite în orașul Al-Bab. Dânsul spune, mai multe avioane ruse și ale regimului sirian au bombardat câteva sate despre care cred că am avut impresia că erau ocupate de statul islamic ISIS. Pe de altă parte, bineînțeles, Ministerul Rus al Apărării a dezmințit aceste informații și a spus lucrul următor. Într-adevăr, s-a crezut la un moment dat că erau niște rebeli, dar cum alte forțe americane erau foarte aproape de aceste orașe, militarii americani au luat contact cu noi, și imediat ne-am dat seama de greșeală. Deci se pare că ar fi fost totuși un bombardament din greșeală, dar datorită intervențiilor trupelor americane care erau situate foarte aproape de aceste orașe, s-a putut evita o bombardare în continuare. Ce sens e important de scos din acest incident este faptul că lucrurile sunt foarte complicate. Sunt atâtea sate sau orașele care nu mai știi care e poziția, cine este rebelul contra regimului sirian, cine este cu guvernul sirian, care sunt trupele dintr-o regiune, din altă regiune, cine este partea care îi susține Statele Unite sau rușii și sirieni. Încă o dată se pune problema care va fi realitatea și care va fi, fără îndoială, viitorul acestui stat. Suntem încă o dată, doamnelor și domnilor, peste 8 milioane de locuitori au fost toți mutați din Siria, pe teritoriul național. Peste 4 milioane sunt în afara teritoriului sirian, deci o dramă și fără îndoială. Dacă într-o zi vom asista la terminarea acestui război extraordinar de dificil,
poate vor trebui ani și ani și sute de miliarde pentru a reface această frumoasă țară cu atâta de îndelungată și puternică istorie și în care creștinii, să nu uităm, erau, zic așa, aproape pătura cea mai cultivată, cea mai cunoscătoare a tradițiilor și care aveau o îndelungată tradiție, sute, mii de ani, până în 2000 de ani, primele creștini erau în această regiune. Foarte multă lume uită că Iisus Hristos era apropiat între Beirut și Damasc. Este vorba de 120 de kilometri, deci toată această regiune era o regiune creștină cu 2000 de ani în urmă. Vom vedea acum imediat că Casa Albă, și trecem oceanul, își schimbă strategia, rămâne în domeniul, din păcate, domeniul militar, față de Coreea de Nord, față de agresiunea Coreei de Nord. Vom vedea imediat că Statele Unite își adoptă o nouă strategie și domnul Sultan ne vorbește imediat de această nouă strategie americană. Breaking news just into CNN. South Korean news agencies are quoting the country's military as saying that North Korea has fired an unidentified projectile into the Sea of Japan. Now this comes almost exactly 4 weeks after the North tested a ballistic missile. Da, situația îngrijorătoare din atitudinea Coreei de Nord, care încă nu renunță la lansarea de rachete balistice continentale, a determinat Statele Unite ale Americii, potrivit unor surse familiare, să schimbe strategia față de Coreea de Nord. Aici avem în vedere faptul că președintele Donald Trump ia în calcul acea ordine care, promisă de câteva decenii, prin care Statele Unite ale Americii promit să ia măsuri în așa fel încât Coreea de Nord să nu mai lanseze rachete balistice continentale. Din păcate însă, iată că și luna trecută, în Marea Japonie a fost lansată de către Coreea de Nord o astfel de rachetă balistică continentală, iar în urma întâlnirii pe care a avut-o președintele Donald Trump cu premierul japonez Shinzo Abe, care a durat două zile, s-a luat în calcul și posibilitatea ca Statele Unite ale Americii, prin schimbarea atitudinii și strategiei față de Coreea de Nord, să poată lua chiar și măsura de a interveni în mod armat față de această politică extrem de periculoasă a Coreei de Nord. Să nu uităm că luna trecută, așa cum am spus, în Marea Japonie a fost lansată o rachetă balistică, iar tot atunci, în acea perioadă, fratele Vitreg al președintelui nord-corean a fost asasinat în Malaysia. Ce trebuie să reținem, că partea japoneză, la fel potrivit unor surse familiare Casei Albe, susțin că a declarat ideea că această testare făcută de partea nord-coreană a rachetelor balistice creează o situație îngrijorătoare pentru pacea mondială. Ceea ce însă trebuie să reținem din schimbarea strategiei Statelor Unite ale Americii față de Coreea de Nord este posibilitatea ca în cazul în care statul corean nu renunță la testarea acestor rachete balistice continentale care pun în pericol securitatea internațională, s-ar putea ajunge la situația în care Statele Unite ale Americii să folosească forța armată împotriva Coreei de Nord. Cam asta ar fi în mare, repet, potrivit unor surse familiare. Nu avem în vedere declarația lui Sam Spicer, adică purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Mergem mai departe, domnul Viorel Pană, iarăși o știre care nu neapărat îngrijorează, dar care pune într-o lumină negativă candidatul Marine Le Pen la președinția Franței, anume aceasta poate fi anchetată, deci poate fi anchetată în condițiile în care Parlamentul European a solicitat ridicarea imunității. Dar nu mai pentru un subiect, da, mai pentru o anumită problemă. Da, domnul profesor Pană ne va prezenta această știre după ce urmărim materialul și revenim în platou. After the EU Parliament revoked her parliamentary immunity, French presidential candidate Marine Le Pen accused the European Union of, well, breaking up society and promised to renegotiate France's agreements with the bloc. The European...
Vă contrazic, domnule Titi Sultan, e vorba de campanie electorală. Madame Le Pen, fiți convinsă, doamnei Le Pen, nu-i displace această anchetă, pentru că nu va duce nicăieri. Bun, Parlamentul European i-a ridicat imunitatea pe acest caz, referitoare la postarea pe Twitter a unor imagini cu execuțiile Daesh. Dar ceea ce se întâmplă, ce se va întâmpla mai departe în această perioadă de timp, eu sunt convins că doamna pe care o vedem pe ecrane va ști să fructifice acest lucru într-o campanie electorală fără precedent. Domnia sa va spune, ați asimilat politica mea cu execuțiile Daesh, nu? Noi suntem împotriva lui Daesh și așa mai departe și va merge pe această retorică. În același timp, pe cealaltă temă, după părerea mea mult și a domnului general, cum a spus puțin mai devreme, mult mai gravă, și anume finanțarea, folosirea fondurilor Uniunii Europene pentru a finanța Frontul Național, partidul doamnei Marine Le Pen, aici lucrurile într-adevăr sună cu totul și cu totul altfel. Dar nu pe această temă a fost ridicată imunitatea, ci pe o temă care vizează, e o temă așa a la Donald Trump, a la Twitter, pentru că Donald Trump folosește comparația aceasta, Donald Trump folosește în mod absolut uzual Twitter-ul. Deci este o temă din care doamna Marine Le Pen va trage maximul de foloase în ceea ce înseamnă campania electorală. Da, mulțumim, domnule profesor Pană. Mergem mai departe. Suedia, stat din Uniunea Europeană, reintroduce serviciul militar obligatoriu după ce s-ar fi speriat de Rusia. Urmărim filmul și revenim în platou. Domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu. Stat neutru, stat neutru. Stat neutru, da. Foarte interesant. Veți prezenta această știre. Da. Sweden is working to reintroduce conscription as a response to the new security situation in Europe. According to the country's defense minister, the country's government reintroduced compulsory military service in the country for the first time since 2010. Toată lumea vorbește de Suedia ca un stat neutru. E bine, doamnelor și domnilor, e din ce în ce mai puțin neutru, pentru că, cum vedeți dumneavoastră, se prepară foarte bine pentru un eventual război. Să nu uităm că suedezii sunt ei înșiși fabricanți de un excelent material militar. Toată lumea a auzit de faimoasele tururi Bofors. Bofors, armame de precizie, totul este foarte bine pregătit. Deci un stat în principiu neutru, însă în fața pericolului din ce în ce mai puternic al statului apropiat, care este Marea Rusie, Suedia începe să dea semne de nervozitate. Și Parlamentul suedez, într-o covârșitoare unanimitate, 70% a votat din nou reintroducerea regimului militar obligatoriu pentru bărbați. Acest regim fusese desființat în anul 2010, deci se va, din nou, la 1 ianuarie 2018, vor fi mobilizați aproape 4.000 de bărbați și femei. Bărbați și femei, ca și în Israel, se introduce de serviciu militar bărbați și femei selectat din cei 13.000 de persoane care au fost născute în anul 1999. Cum spunea Leatru, 1999. Știm de asemenea că Suedia, deși nu face parte din NATO, are relații privilegiate și se pun de asemenea manevre comune militare cu Finlanda. Finlanda, un stat micuț, însă cu o veche tradiție militară și care între 1938 și 1940 a ținut piept acest uriaș care este pe vremea aceea, care era Uniunea Sovietică, chiar a înfrânt Uniunea Sovietică la un moment dat, în timpul războiului 39-40. Deci, vedem din ce în ce mai mult că această renaștere, din păcate, cum se vede deocamdată, a unui război rece, face ca state care până acum erau cunoscute ca state neutre să revină la o politică din ce în ce mai militaristă. Și vă întreb o secundă. Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră de Suedia, de ceea ce se întâmplă în contextul geopolitic, da? În condițiile în care vezi că se întâmplă lucruri de genul acesta, în condițiile în care noi, eu mă fac ce fac și mă întorc din politica dumneavoastră internațională la ceea ce se întâmplă în România. Noi constatăm ce se întâmplă, ce înseamnă Brexit-ul, ce se întâmplă cu Uniunea Europeană, ce măsuri își au, de exemplu, state puteri extraordinar de puternice vizând investițiile, și vorbesc aici de Donald Trump, vizând investițiile, infrastructură și așa mai departe.
După părerea mea, ceea ce s-a întâmplat în aceste două luni și cât au trecut câteva zile din anul 2017, n-am văzut nicio dezbatere pe ceea ce avem noi de făcut în continuare ca națiune, pe ceea ce avem noi de făcut din punct de vedere economic, poate au fost pe zona socială, dar pe ceea ce avem noi de făcut în acest colț de lume. Cum putem, ce măsuri trebuie să ne luăm în așa fel încât până la urmă să ne asigurăm atât bunăstarea, cât și liniștea locuitorilor, cât mai suntem noi în această țărișoară. Cuide de poziția noastră, punct de vedere, într-adevăr, un plan de militar pentru România și, de asemenea, o politică externă din ce în ce mai deficitară. Din păcate, aveți dreptate, domnule profesor. Vom continua cu următoarea zi a săptămânii, vineri 3 martie, și vom vedea imediat că Kremlinul își exercită forța. Vorbeam de Suedia și deci trecem la marele vecin, Rusia, și domnul Titi Sultan va arăta cum imediat Kremlinul scoate un as de pică din buzunar și spune: atenție, nu sunteți cu mință, vorbim de Ucraina, vom recunoaște cele două republici separatiste. Vom vedea imediat cele două aceste manevre militare și războiul care continuă încă în Ucraina. Following President Trump's State of the Union address last night, U.S. Ambassador to the U.N., Nikki Haley, was asked by Al Jazeera if, quote, Russia was a friend or foe. Haley replied saying, quote, Russia doesn't have to be one or the other. Da, președintele Comitetului pentru Comunitatea Statelor Independente din Duma de Stat, respectiv domnul Leonid Kalashnikov, a declarat că în situația în care conflictele din Rusia vor escalada, se ia în calcul posibilitatea recunoașterii Republicilor Populare de la Donetsk și Luhansk. Este vorba de DPR și LPR, cele două republici separatiste, așa cum a spus domnul general mai devreme. Ce trebuie să reținem însă, că purtător de cuvânt al Kremlinului, domnul Dmitri Peskov a declarat că, în legătură cu această situație, bineînțeles, președintele rus Vladimir Putin este cel care stabilește strategia politicii externe a Rusiei și ar lua în calcul chiar și posibilitatea de a recunoaște acele două republici. Mai ales că președintele Comitetului pentru Comunitatea Statelor Independente din Duma de Stat, respectiv domnul Leonid Kalashnikov, declară totodată că în situația în care conflictul de la Donbas continuă să producă efecte inimaginabile, atunci se ia în calcul posibilitatea recunoașterii celor două republici populare, respectiv Donetsk și Luhansk. Vă vedea mai departe cum vor evolua lucrurile, însă momentan putem spune că la nivelul declarațiilor și la nivelul prerogativelor președintelui Vladimir Putin în privința politicii externe nu există niciun fel de dubiu, așa cum prevede Constituția Rusiei în momentul de față. Un mic detaliu da. Amuzant. Știți cine este domnul Leonid Kalashnikov? Președinte Comitetului pentru Comunitatea Statelor Independente din Duma de Stat. Bine, da. Rudă cu inventatorul cel mai extraordinar. Da. Puști automat vândute în lume, faimosul Kalashnikov, care e un nume predestinat pentru a fi conducătorul acest comitet de stat pentru independența din Duma de Stat. Foarte interesant cum uneori întâmplarea face lucrurile un fel de ochi, așa, un clip de ochi. Vom trece acum la afaceri. Dar ce afaceri, veți vedea, doamne și domnilor? Cum se pot pierde 16 miliarde de dolari? 16, am spus bine, nu 16 milioane, 16 miliarde de dolari. Și domnul profesor Viorel Pane ne va arăta cum, dintr-o dată, în câteva săptămâni, unul dintre cei mai bogați oameni al lumii a pierdut 16 miliarde de dolari. La fortuna del multimillonario mexicano Carlos Slim viene sufriendo una meteórica caída, y los motivos de este rápido descenso varían. Desde la influencia de Donald Trump hasta la caída mundial de las bolsas, la depreciación de... Ascultând această știre, am putea spune că cârcotașii ar putea să se exprime ceva din genul următor. Iată că deja Donald Trump face victime. Pentru că îl avem în față pe Carlos Slim Elu, cel care între 2010-2013 a fost numărul 1 în topul miliardarilor lumii, iar în 2016 a coborât până pe poziția 6.
averea sa scăzând vertiginos de la 67 la 51 de miliarde de dolari. Până aici lucrurile par destul de clar. Îl avem în față pe Trump, că ar spune, n-am ce face, asta e viața. Discursul lui Trump, poziția politică economică a Statelor Unite, poziția economică și nu numai economică a Statelor Unite față de Mexic, au dus la devalorizarea monedei naționale mexicane. În acest context, luând în calcul și faptul că fiecare dintre cei mari în jocurile miliardarilor din lumea aceasta, fiecare dintre ei a jucat o anumită carte, iată că la finalul anului 2016 asistăm la această scădere surprinzător de mare, mai ales că, să nu uităm, domeniul de afaceri al lui Carlos Slim este în zona telecom. Ca atare, e un moment de luat în calcul și termin așa cum am început. Donald Trump pare că își respectă cuvântul. Iată că pe unii miliardari i-a făcut deocamdată să facă un pas înapoi și să cadă câteva poziții bune în topul acesta al miliardarilor. Da. Mergem mai departe. Domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu, avioane ruse se apropie de un distrugător american la Marea Neagră. Vom urmări filmul video și vom reveni în platou pentru a comenta această știre deosebit de interesantă. Russian fighter jets buzz USS Porter in the Black Sea. Russian aircraft flew close to a U.S. warship in the Black Sea last week, a U.S. defense official said, a charge the Russian military denied. Four armed Russian fighter planes and two unarmed fighter planes. Capitanul Danny Hernandez, care este purtătorul de cuvânt al comandamentului american în Europa, a anunțat că, le vedeți de altfel în acest film, avioane rusești s-au operat de mai multe ori și într-o manieră destul de agresivă de purtătorul de avionul distrugător american USS Porter. Aceste incidente s-au produs pe 10 februarie în Marea Neagră, deci ne privește în mod direct, în timpul unor exerciții navale la care au participat mai multe state NATO, printre care erau, bineînțeles, România, erau de asemenea Bulgaria, Statele Unite și Turcia. Dânșul a spus că aceste avioane s-au apropiat în mod nesigur și neprofesionist pe 10 februarie. Acest lucru poate să aducă la incidente foarte grave. Au fost de mai multe ori. Primul a fost două avioane vânătoare Suhoi SU-24. Al doilea incident, un aparat Suhoi Su-24 și al treilea incident a fost un avion Iliușin Il-38. Bineînțeles că nava a încercat să ia legătura spândând și cu aceste avioane, ele nu au răspuns. Problema este că cei 2800 de militari din 7 state NATO, România, Bulgaria, Statele Unite, Grecia, Turcia, Canada și Spania, care au participat, precum și Ucraina, au participat la niște exerciții între 1 și 10 februarie. Acest exercițiu se numește Scutul Maritim 2017 Sea Shield, au fost fără îndoială, cum spune chiar rușii, foarte de aproape monitorizați și controlați de radarele rusești. Domnul Șoigu spune pe 1 februarie, observăm și deținem controlul asupra a ceea ce se întâmplă acolo. De asemenea, dânsul a adăugat, astfel vom fi pregătiți să reacționăm la orice provocare. Fără îndoială, această atmosferă tensionată nu este bună pentru nimeni. Ce este însă care primește la acutația vie că la un moment dat, din greșeala se audită o proastă evaluare eventuală a unui primejdii, se poate întâmpla un incident grav și, Doamne ferește, în momentul când se întâmplă fie un avion, fie o rachetă scapă, atunci putem fi la începutul unui conflict între NATO și Rusia. Vom trece acum la ceva complet diferit. Vom trece la știință. La știință în sensul cel mai pacific și vom vedea ce se întâmplă cu NASA. NASA care arată pentru prima oară ceva spectaculos. Cum este văzut Pământul de pe luna Marte. Domnul profesor Pană, veți comenta această foarte frumoasă fotografie care ne schimbă puțin de această atmosferă războinică din Marea Neagră.
The Mars Reconnaissance Orbiter used its high-resolution imaging science experiment camera to capture a new breathtaking telescopic image of Earth and the Moon on November 20, 2016. At the time, Mars... Aproape că nu-și mai au sensul cuvintele. În imagini atât de spectaculoase precum cele pe care le vedem acum în fața ochilor, transmise de NASA, aproape că nu mai avem cuvinte. Vedeți ce înseamnă o bătălie pe care și americanii și rușii, de altă parte, au dus-o pentru cucerirea spațiului cosmic. Această luptă, la un moment dat, între cele două națiuni, a făcut în așa fel încât să asistăm la o încercare de cucerire pașnică, a spațiului cosmic, dar în același timp de a aduce acele informații de care, până la urmă, viața pe Pământ are atâta nevoie. Sunt imagini extrem de spectaculoase, imagini de care ne bucurăm și, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule general, ne-am dorit ca asemenea lucruri să fie cele care pe care să le avem frecvent în fața ochilor, pe care să le discutăm, chiar dacă nu suntem specialiști, chiar dacă nu suntem sci-fi, dar să le discutăm în așa fel încât să știm că dincolo de banalitățile astea de zi cu zi, dincolo de mizeria zilelor pe care, din păcate, uneori asistăm, avem și asemenea gânduri care trec dincolo de Pământ, se duc undeva în univers, de acolo se întorc la noi sub forma unor imagini, sub forma unor informații, cum erau cele de săptămâna trecută, un sistem din care patru planete gravitând în jurul unei stele precum Soarele, ar putea să adăpostească viața. Deci iată că sunt pe Pământul acesta și știri care să ne facă plăcere și care să ne pună, nu să ne pună imaginația la lucru, dar în sens pozitiv și nu în sensul negativ. Să ne închipuim ce ar fi ca aceste mijloace extraordinare, aceste miliarde care sunt cheltuite pentru a face arme din ce în ce mai perfecționate, pentru a ne distruge, a fi toate puse în scopul acestor fabuloase idealuri care sunt cele de a cuceri spațiu, de a face ca știința și medicina să meargă înainte, de a eradica complet mizeria și toată suferința pe lume. În loc să facem aceste lucruri, de a ne distruge unii pe alții, cum împreună toate aceste mari puteri ar putea coopera pentru a reuși o această dezvoltare nu numai pe Pământ, dar și în afara spațiului. Vom trece acum la altă zi, sâmbătă 4 martie, și vom vedea un comentariu din nou destul de agresiv, chiar foarte, foarte, aș zice, tărie, făcută de președinte Erdogan, care acuză nici mai mult, nici mai puțin Germania că ar susține terorismul. Domnule Sultan, vă ascultăm. Düşünebiliyor musunuz? Benim Adalet Bakanım hem resmi görüşmesini yapacak hem de oradaki vatandaşlarımıza şu kampanyayı anlatacak. Orası diyor otomobil parkına uygun değildir. Onun için müsaade edemeyiz. Iată că președintele turc Erdoğan într-un discurs pe care l-a avut la Istanbul a acuzat Germania de faptul că susține terorismul, așa cum a spus mai devreme domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu. Iată de ce s-a ajuns la o astfel de situație. Amplificarea diferendelor dintre Germania și Ankara au loc pe pragul, în mod paradoxal, a ideii că Germania nu a combătut acel puci din luna iulie anul trecut de la Ankara, în sensul că nu a luat o atitudine prin care să condamne acea încercare de răsturnare a regimului instaurat de președintele Erdoğan. Mai mult decât atât, Istanbulul acuză Germania că sprijină terorismul din următoarele considerente. La Ankara este arestat un jurnalist, dacă putem să spunem, Denis Yücel, care este arestat pentru propagandă
în ceea ce privește la instigare și ură. Acesta este considerat de către președinte Erdogan un agent secret german, totodată reprezentant, este vorba de un cetățean german de origine turcă, în primul rând, să facem această considerare. Și mai mult decât atât, acesta face parte, se spune, din Partidul Muncitorilor din Kurdistan, o organizație care în Turcia este văzută la modul cel mai negativ posibil. Ce trebuie să mai reținem de aici? Că această declarație a președintelui turc survine și ca urmare a împrejurării că în cadrul campaniei electorale efectuate în Germania de către comunitatea turcă s-a interzis de către cancelarul Angela Merkel în mod expres ca unii miniștri turci să participe în cadrul acestei campanii electorale care viza, practic, instaurarea regimului prezidențial în Turcia. Deci, practic, prin modificarea Constituției, președintele turc Erdogan va avea puteri depline în ceea ce privește autoritatea executivă. Însă, iată că luările de poziții nu aparțin numai președintelui Erdogan. Aici îmi permiteți. Da. Deși au avut totuși mai mult curaj în Germania să interzică ca miniștrii turci în timpul campaniei electorale să fie în fața comunității turcești din Germania, că este foarte importantă, după aproape 5 milioane. Noi nu am avut același curaj și mi-amintesc nu departe că oficiali, chiar la ce mai la nivel, din Ungaria apropiată, chiar la nivelul președinției, au venit în timpul campaniei electorale în românești și nimeni nu l-a interzis accesul în România. Foarte interesant. Da. Președintele Erdogan, care este acuzat de tendințe totalitariste, iată că încearcă să modifice Constituția tocmai pentru acest motiv, ca să aibă atribuții executive depline. Însă, și cu aceasta încheiem, iată că și ministrul justiției Bekir Bozdag, ministrul justiției din Turcia, condamnă atitudinea Angelei Merkel de a interzice în mod vădit ca miniștrii turci să participe la campania electorală din comunitatea turcă din Germania, considerând-o că aceasta a avut o abordare fascistă. Mai mult decât atât, chiar și domnul Mevlut Cavusoglu, care este ministrul justiției, a spus că Berlinul trebuie să aibă o atitudine așa fel încât să nu pună la încercare bunul mers al relațiilor diplomatice dintre Germania și Ankara, cu atât mai mult cu cât acuză Germania sub semnul standardelor duble aplicate de Germania și Occident. Vom trece acum din nou oceanul și vom vedea un lucru foarte interesant. Mai da, întâi luăm o scurtă pauză și apoi revenim. Înainte, după o pauză. După pauză. Departamentul de Stat american publică fiecare an un raport anual privind drepturile omului în fiecare țară. Deci foarte bine ciblat, foarte bine controlat și foarte bine, să zic așa, focalizat. Bine, raportul care este publicat privind România în 2016, un raport foarte dur. Veți vedea că sunt foarte multe puncte, să zic așa, negre în acest raport. Domnul profesor Viorel Pane ne va vorbi pe îndelete de acest raport. Un nou raport, de data asta american, Departamentul American de Stat, raportul anual privind drepturile omului, prezintă din nou o anumită imagine a României. Unele dintre lucrurile prezentate nu avem cum să nu fim de acord și la asta mă voi referi în partea a doua a intervenției mele. Cu altele mi se par destul de... parcă sunt repetate an de an doar ca să existe în acest raport. De-a lungul timpului ne-am tot obișnuit cu rapoarte. Fie că vin de la american, fie că celebr MCV al Uniunii Europene, fie că vin din partea Uniunii Europene, cum a fost recent acea declarație referitoare la mișcările de protest din București. Suntem în continuare sub lupa lumii. Lucrul acesta probabil este bun.
este bun în, în măsura în care lucrurile care sunt prezentate sunt reale și în măsura în care acolo unde avem de-a face cu lucrurile reale, acestea capătă și rezolvări. Dacă ele vor fi doar rostogolite de la an la an, nu își vor produce efectul și efectul pozitiv asupra societății noastre nu-l vom vedea. Spuneam de câteva lucruri cu care nu sunt de acord. Nu sunt de acord că asistăm la o discriminare sistematică socială a romilor. Nu cred că se întâmplă lucrul ăsta în România. Nu cred că de asemenea aceste perspective antisemiste, xenofobe, rasiste, se manifestă atât de puteri la noi încât să fie, să facă obiectul unui asemenea raport. De asemenea, asumarea, negarea Holocaustului sunt, după părerea mea, foarte multe semne de întrebare pe care poate cu alte ocazii le vom rezolva sau le vom solicita, găsi un răspuns împreună. De asemenea, discriminarea socială asupra gheilor, asupra așa numitul LGBT, nu cred că se manifestă, sau mă rog, au și ei drepturile lor pe care și le respectă, marșul și așa mai departe. Ceilalți care nu acceptă aceste lucruri au la rândul lor pozițiile firești pe care consideră dumnealor să le aibă. Însă, subiectul cel mai important nu este acesta. Și subiectul cel mai important, din punctul meu de vedere, este acolo unde discutăm de ceea ce se întâmplă în sistemul de justiție din România, în zona parchetelor, în zona DNA-ului, în zona poliției. Iată, raportul menționează faptul că suntem criticați pentru condițiile precare și supraaglomerarea din închisori, lipsa personalului din sistemul judiciar, spațiu fizic și tehnologia necesară acestea pentru o bună funcționare. Acestea sunt lucruri reale, dar acestea sunt lucruri reale pe care românii le spun, o cei avizați le spun zi de zi. De asemenea, suntem într-un fel sau altul contestați pentru lipsa unei răspundere a magistraților. Nu este logic să se întâmple lucrul acesta. Da? Această răspundere este absolut necesară într-o țară care se respectă, pentru că nu putem să facem altceva decât să încercăm să ne ferim de abuzuri. Nu trebuie să trecem dintr-o parte a abuzurilor în partea cealaltă. Una este permis să facă abuz, celorlalți nu. Nimeni nu are dreptul să facă abuzuri în țara asta, fie că discutăm de sistemul de justiție, fie că discutăm de procurori, fie că discutăm de parchete, DNA, fie că discutăm de ce vreți dumneavoastră, de greșeli care se pot face sau se fac în justiție. Aici, da, într-adevăr, trebuie să ne luăm măsurile necesare și aceste măsuri necesare nu pot fi luate decât printr-o dezbatere publică și prin legiferarea unor măsuri care să fie și pe înțelesul populației și să fie în tonalitate cu ceea ce se întâmplă atât la nivelul Uniunii Europene, pentru că nu suntem parte a Uniunii Europene. Da, mulțumesc, domnule profesor Pană, pentru interesantele și pertinentele comentarii pe care le-ați făcut în legătură cu această știre. Mergem mai departe, tot dumneavoastră vă revine sarcina de a ne prezenta această știre. Este vorba de o modalitate prin care Brexit-ul este, între ghilimele spus, mic copil pe lângă ceea ce vrea să facă Marea Britanie. O lovitură de 60 de miliarde de euro pe care aceasta o pregătește Uniunii Europene. După ce urmărim filmul, revenim în platou. Domnule profesor Pană, dumneavoastră, așa cum a spus puțin mai devreme, veți comenta această știre. Let me first ask about the 10-year plan that you've put forth for your party. Plan A, it's called, you want to reduce income inequality and partially through taxing robots. How does that work? Yeah, that was just one element. What I believe is that we are living in a period of accelerated change. Deci Brexit-ul vine și cu un minus financiar pentru Uniunea Europeană. Acum, în disputa dintre Marea Britanie și conducerea Uniunii Europene, este o sumă de nici mai mult, nici mai puțin decât 60 de miliarde de euro, așa cum a menționat Mutin Sultan în preambulul acestei știri. Ce este această sumă? Păi, această sumă ar fi suma pe care, în mod normal, Marea Britanie ar trebui să o plătească până la finalul anului 2019, până la ieșire din Uniunea Europeană pentru bugetul Uniunii Europene. Camera Lorzilor au stabilit un raport în care concluzia parțială, repet, parțială, este aceea că această sumă nu ar mai trebui să fie plătită Uniunii Europene. Și atunci bugetul Uniunii Europene s-ar găsi sub un minus de 60 de miliarde.
tot Camera Lorzilor, tot membrii Camerei Lorzilor spun nu cred că este cea mai bună soluție, pentru că dacă noi vom refuza să plătim această sumă, probabil, nu probabil, ci sigur, negocierile pe care le vom purta cu Uniunea Europeană vor fi extrem de dure. Și închei cu un citat din discursul unui lord britanic. Deși considerăm că Marea Britanie nu este obligată legal să aducă contribuții bugetului UE după Brexit, adică după martie, după luna aceasta, 2017, această chestiune va reprezenta un factor proeminent în negocierile de retragere. Guvernul va trebui să stabilească costurile financiare și politice pentru a efectua asemenea plăți în pofida câștigurilor potențiale din partea altor elemente ale negocierilor. Cu alte cuvinte, să vedem dacă mai bine să dăm aceste 60 de milioane și să negociem sub auspicii mult mai favorabile Marii Britanii și ieșirii noastre, sau este bine să radem aceste 60 de milioane, să spunem nu și să avem o negociere dură cu Uniunea Europeană. Vom vedea ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Nobody knows if North Korea's Kim Jong-un has seen Donald Trump's latest tweet. North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the US. It won't happen. Președintele Donald Trump a moștenit de la predecesorul său, președintele Barack Obama, a fost un președinte al Statelor Unite, un program secret prin care este vorba de o sabotare a unor atacuri cibernetice în programul balistic nord-corean. În 2014, pentru că aici vorbim în urmă cu 3 ani, deci președintele Barack Obama a cerut Pentagonului să intensifice toate acțiunile cibernetice și electronice împotriva programului de rachete balistice a Coreei de Nord, în special prin sabotarea rampelor de lansare nord-coreene. S-a discutat despre această operațiune că ar fi avut efecte pozitive, ceea ce a determinat întârzierea cu câțiva ani a lansării rachetelor balistice de către statul nord-corean, și aici am în vedere în mod special pe dictatorul Kim Jong-un. Însă, tot specialiștii în aceste programe și proiecte stipulează însă că, de fapt, această întârziere s-ar fi produs și datorită unor motive de următoarele ordine, anume că proasta experiență pe care aveau nord-coreenii în ceea ce privește implementarea și lansarea unor astfel de rachete balistice. De asemenea, dacă avem în vedere și împrejurarea că s-a întâmplat ca acea capacitate a regimului stalinist, cum mi se spune, de la Fenian, să aibă în vedere și anumite acțiuni ale unor persoane care au creat o anumită stare de întârziere a lansării acestor rachete balistice. Însă, s-a pus tot mai acut problema dacă efectele acestui program moștenit de președintele Donald Trump, de la Barack Obama, ar putea avea efecte pozitive și în continuare, cu atât mai mult cu cât în ultimele 8 luni, iată, Coreea de Nord a lansat rachete cu rază medie de acțiune. Vorbim de 3 astfel de rachete cu rază medie de acțiune. Acum o lună, așa cum am vorbit mai devreme, chiar am asistat la lansarea unei rachete balistice în Marea Japoniei. Dacă mergem mai departe, însă, trebuie să recunoaștem că sabătorii acestor rampe de lansare, chiar în momentul deschiderii, au dus la stoparea programului nuclear și balistic din anumite puncte de vedere. Reținem însă că președintele Barack Obama, în anul 2014, pe fondul eșecului pe care l-a avut prin alocarea sumei de 300 de miliarde de dolari pentru astfel de acțiuni de către președintele american Eisenhower, a dus la consolidarea acestei activități, care însă, din păcate, spun unii specialiști americani, în cadrul unui război clar, atunci posibilitatea de stopare acestora este mult mai mică.
De asemenea, trebuie să recunoaștem că sistemele antirachetă din Alaska și California au avut rate de eșec de 56%, spun specialiștii americani, ceea ce am spus puțin mai devreme, în cazul unui război, atunci această marjă ar fi mult mai redusă. Însă, nu putem să nu avem în vedere optimismul americanilor în ceea ce privește continuitatea acestui program, acestui program care este un program secret, așa cum a spus și mai devreme domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu. Dar acest program trebuie să continue cu atât mai mult cu cât, iată că primejdia Coreei de Nord devine tot mai acută. Se acutizează, da, se acutizează și nu întâmplător, am spus mai devreme într-o știre precedentă, chiar din știri, din surse familiare, s-ar putea ca Statele Unite ale Americii să folosească împotriva Coreei de Nord chiar forța armată pentru a-i putea face pe aceștia să renunțe la astfel de practici care, repet, pun în pericol, practic, pacea mondială. Vom vedea, de altfel, nu vom să anticipez o știre care a fost chiar astăzi, luni, dar nu vă dezvăluim înainte, privind din nou Coreea de Nord și un tir reușit făcut ieri. Da, și în fine, ca să încheie această știre, vreau să spun decât atât că în cursul unei ședințe recente cu privire la această problemă, consilierii prezidențiali americani pentru siguranță națională au asigurat, au dezbătut această oportunitate pentru posibilitatea retrimiterii unor, chiar unor bombe nucleare în Coreea de Nord pentru a face această țară să renunțe la lansarea unor rachete chiar intercontinentale, pentru că președintele nord-corean Kim Jong-un chiar a declarat că pregătește lansarea unei astfel de rachete intercontinentale. Înseamnă că atunci poate să atingă Statele Unite. Exact. Da. Intercontinentală, exact. Poate să atingă Statele Unite. Deci nu rachetă continentală, intercontinentală. Care mulți spun, domne, a fost o glumă sau nu, trebuie să luăm în calcul orice spune el. Fără nu este un aspect propagandistic. Absolut. Dacă ajung la rachete intercontinentale cu succes, atunci fără doar poate să fie cazul Zbeli. Da. Statele Unite nu vor aștepta să aibă o rachetă intercontinentală lansată de acest dictator nord-corean. Mulțumesc. Mergem mai departe, domnule general. Duminică 5 martie este vorba de o execuție în masă în Iordania. Și ce acuzații au dus la condamnarea la moarte prin spânzurătoare a 15 oameni. După ce urmărim filmul, revenim în platou, domnul general Bartolomeu Constantin Săvoiu veți prezenta această știre tragică. Da. In these difficult moments, it is the duty of all Jordanian citizens to stand united, to show strength of this people in fighting this group. This will only give us more strength and resistance. It's just one more indication of the viciousness and... Vedeți în imagine fostul președinte Hussein Obama, dar vedeți și pe regele, l-ați văzut pe regele Abdallah al II-lea al Iordaniei. Regele Abdallah al Iordaniei este unul din fii defunctului rege Hussein al Iordaniei, care a fost unul cei mai longevivi regi până a decedat cu 12 ani în urmă, dacă memoria mea este bună, 10-12 ani în urmă, unul cel mai important regi. Mi-amintesc că am făcut la epoca respectivă un articol, eram tot mai în Orientă, Povea și Mijlociu, și acest articol intitula un mare rege pentru o mică țară. Domnul Maisata sa, mă scuzați, domnul Maisata sa, Abdallah al II-lea, este un rege foarte capabil. Am avut onoarea să-l întâlnesc de 3 ori în Franța, când a venit pentru reuniuni cu cercul de afaceri franceze. Este un om de o înaltă distinție, un om foarte cultivat. A făcut Academia Militară de la Sandhurst în Anglia și este dintr-o mamă engleză, a treia soție, mai stata sa regele Hussein a avut 4 soții. Și este a doua sau a treia soție, mai mi-am exact, fiind engleză,
Deci, regele Abdallah este actualul rege al Iordaniei, un om de mare capacitate. Ce s-a întâmplat? Au fost executate sâmbătă trecută, deci, Iordania, 15 persoane. Una a fost acuzată de atac terorist, puțin deja condamnată, pentru că a fost atacat un complex al serviciilor de informații care sunt la Aman, care au murit 5 persoane. Celelalte 5 au fost implicați într-un asalt contra forțelor de securitate din orașul Irbit. Asalt care a provocat moartea 7 militanți și a unui ofițer de poliție. Celelalte persoane au fost executate pentru violuri și agresiuni sexuale. Unele chiar mai vechi, datau chiar din anul 2003. Sentința pedeapsa a fost făcută prin spânzurare. Ea a fost reinstituită în 2014, după ce fusese suspendată de 2006 și 2014. Problema pedepsei cu moarte este o problemă foarte complicată. În lumea întreagă sunt state care au pedepsa cu moarte, state care nu au pedepsa cu moarte. Prima democrație, se vorbește, Statele Unite, are continuat pedepsa cu moartea, de asemenea și în Rusia există în China, deci mari state ale lumii, cel puțin 3 din cele 5 membri permanenți al Consiliului de Securitate au pedepsa cu moartea. În general, se estimează că opiniile publice sunt majoritare, dacă se fac, într-adevăr, dacă se fac referendum, ar fi majoritare în multe țări privind instituirea cu pedeapsa cu moartea, mai ales pentru crime contra copiilor, contra forțelor de ordine și așa mai departe. Deci rămâne un subiect foarte delicat. Bineînțeles că Amnesty International a protestat, însă cred că nu se poate, printr-un simplu protest, rezolva o problemă foarte complicată. Vom trece acum din nou oceanul și vom vedea că Mexicul începe să ia măsuri anti-Trump. Și imediat domnul Sultan ne va arăta cum încep să fie aceste măsuri, poate vor fi sau nu vor fi eficace contra uriașului american. Despre ce este vorba, vom vedea imediat. I'm here at the Mexican consulate in Little Italy, where consular officials just announced the launch of the Mexican Defense Center. It's a national initiative, so this is just one of 50 consulates in the United States that are going to be participating. Mexico's Consul General Marcela Solorio says the initiative will focus on boosting existing resources, such as informational work. Da, Mexico va începe oficial deschiderea unor centre de apărare a emigranților mexicani în cele 50 de consulate și ambasade de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Este o declarație care aparține ministrului de externe mexican, Luis Videgaray, care totodată susține că aceste centre sunt special înființate pentru a oferi asistență, precum și reprezentare legală tuturor imigranților mexicani aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Se are în vedere totodată și această măsură care va începe prin alocarea unei sume de 54 de milioane de dolari, iată ce sumă va aloca Mexicul, și pornind de la ideea pe care a prezentat-o președintele Mexicului, se de Enrique Peña Nieto, care spune că această măsură va consolida practic susținerea mexicanilor aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Această măsură vine după ce, știm foarte bine, în timpul campaniei electorale și nu numai, președintele Donald Trump a propus și a spus că așa va face, a propus construirea unui zid între Mexic și Statele Unite ale Americii pentru a opri exodul acestor imigranți, zid care, spune el, va fi plătit din banii mexicanilor. Iată însă că președintele Mexicului neagă împrejurarea că va plăti vreun ban pentru construcția acestui zid și mai mult decât atât, această măsură de a deschide pe teritoriul Statelor Unite în cele 50 de consulate și ambasade acestor centre de apărare și de reprezentare legală a imigranților din Mexic nu face altceva decât să denote această măsură legitimă pe care până la urmă o ia pe teritoriul Statelor Unite Americii, cu atât mai mult cu cât știm foarte bine consulatele și ambasadele sunt considerate teritoriul statului de origine. Mergem mai departe, domnule profesor Pană. Papa Francisc face o propunere inedită credincioșilor. Ce ar fi dacă am tratat Biblia ca pe telefonul mobil? Urmărim filmul, revenim în platou, chiar e hilar această știre. Da, veți vedea că e foarte interesantă. Da, interesantă. Acesta.
In questo giorno, mercoledì delle ceneri, entriamo nel tempo liturgico della Quaresima. Spuneați puțin mai înainte de conflicte, de posibile conflicte nucleare. Tot dumneavoastră spuneați puțin mai înainte de zidul de la granița dintre Mexic și Statele Unite. În toată emisiunea aceasta, numai că n-am vorbit mai puțin de terorism sau de teroriști. Iată că în contextul ăsta extrem de complicat, Papa Francis vine cu o declarație făcută la sfârșitul slujbei tradiționale de la Vatican, în care ne spune nici mai mult, nici mai puțin, oameni buni, încercați să vedeți dacă puteți să înlocuiți, poate pentru câteva secunde sau zeci de secunde pe zi, acel telefon mobil care este pe toate birourile în acest moment, cu Biblia. Așa cum aveți telefonul mobil în buzunar, poate puteți să aveți și Biblia și din când în când să o răsfoiți, să vedeți dacă sunt situații care vă impun acest lucru. Și tot domnia sa spune, trebuie să avem încredere în Biblie, să citim mai des, să medităm, să asimilăm. Poate lucrul acesta nu poate, sigur, lucrul acesta nu este deloc lipsit de interes, mai ales în conjunctura actuală, mai ales în contextul acesta atât de dur. Pe zi ce trece, parcă lucrurile încep să capete accente tot mai dramatice. Glasul acestui om, pe care eu îl respect în mod deosebit, încearcă să ne aducă cu picioarele pe pământ, încearcă să ne calmeze, încearcă să ne sugereze că pe lume pot fi și alte lucruri, dincolo de graba cu care încercăm să trăim fiecare moment, dincolo cu foamea pe care o avem de bani, dincolo de toate celelalte lucruri care fac până la urmă parte din cotidianul nostru obișnuit deja. Este un lucru interesant și o altă declarație a Papei pe care a lăsat, sunt convins, pe foarte mulți cu mari semne de întrebare și i-a făcut să se întrebe, oare Papa nu are dreptate? Numai o secundă. Ieri am avut mare onoare și plăcere să întâlnesc nunțiul papal, Monseniorul Excelența sa, Buendia. Știți ce mi-a spus? Am aflat pentru prima oară. În fiecare zi, Santitatea sa, Papa, se scoală la ora 5 și până la 6:30, timp de o oră și jumătate, reflectează și citește Biblia. Putem să facem și la măcar 5 minute pe zi, nu o oră jumătate? Da. Așa este. Mergem mai departe, ziua de luni, 6 martie, și cu această zi încheiem calupul prezentării știrilor internaționale de astăzi. Domnule general Bartolomeu Constantin Savoiu, iată că unul din favoriții la cursa prezidențială din Franța se retrage. Vom vedea imediat de ce. Urmărim filmul și revenim în platou. The situation, Mr. Macron, who has inspired and has been a player in shaping François Hollande's economic policy, attempts to embody a new approach, but his immaturity, the immaturity of his political policy will... Da, luni 6 martie, vedeți în film, Alain Juppé, fost prim-ministru al Franței, unii favoriți dați la cursa prezidențială, însă care a fost bătut în finală de François Fillon, a anunțat oficial că în orice situație nu se va prezenta, pentru că, cum se știe deja, de peste o lună și jumătate, François Fillon, care actualmente a fost candidatul drept și centrului pentru alegerile prezidențiale, de o lună și jumătate i se ținta unor atacuri foarte puternice din partea organelor judiciare pentru problemele care le are cu fiica și fiii lui, fiica și copiii lui, care a fost plătiți, se spune, fără să fi prestat o muncă adecvată în privința consilierilor parlamentari. E bine, a avut loc o manifestație pe duminică 5 martie. Domnul François Fillon a anunțat că nu se retrage. Din păcate, faptul că Alain Juppé spune că în orice caz nu se va prezenta, face foarte problematică alegerea posibilă a candidatului de dreapta și centru dreapta, François Fillon. Actualmente, sondajele dau pentru al doilea tur calificat Marine Le Pen și candidatul Macron, iar în cazul că François Fillon rămâne, va fi numai locul 3, deci dreapta pierde alegerile prezidențiale. Vom vedea ce se va întâmpla următoarele zile.
Vom trece acum la altă veste proastă din punct de vedere al conflictului internațional, posibil. E bine, Coreea de Nord a lansat 4 rachete balistice în lagul coastelor Japoniei. Domnul Sultan ne va relata această importantă veste. So we are going to start with that news that North Korea has fired 4 missiles into the East Sea. We are awaiting confirmation on what kind of missiles they were, but we know they flew for hundreds of kilometers before coming down in the ocean. For more details, we connect to our Defense Ministry correspondent Kim Hyun-bin, who's standing by the Ministry of National Defense in Seoul. Hyun-bin. Da, iată că armata nord-coreană a lansat luni 4 rachete balistice în jurul coastei nord-estice a Japoniei, lucru care a strânit până la urmă reacțiile din partea Coreei de Sud, din partea Japoniei și, bineînțeles, a Statelor Unite ale Americii. Ce trebuie să reținem că această lansare survine, așa cum declară oficialii nord-coreeni, pe fondul răspunderii la exercițiile militare ale Statelor Unite și Coreei de Sud, pe care le consideră în pregătire de război. Însă, totuși, armata sud-coreană a anunțat că este puțin probabil ca rachetele să fi fost de tip intercontinental, adică ICBM, și că nu ar avea capacitatea să ajungă Statele Unite ale Americii, însă au zburat în medie 1000 de kilometri și au atins înălțimea de 200 de kilometri. Unele rachete au aterizat în apă la o distanță de numai 300 de kilometri de coasta nord-vestică a Japoniei, a declarat la Tokyo ministru japonez al apărării, Tomomi Inada, însă ce trebuie să spunem că totodată aceste lansări de rachete reprezintă o încălcare gravă a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fiind o acțiune extrem de periculoasă, a spus premierul japonez Shinzo Abe. Totodată, președintele în exercițiu al Coreei de Sud, domnul Hwang Kyo-am, președintele, repet, în exercițiu al Coreei de Sud, a condamnat lansarea acestor rachete catalogând drept o provocare directă la adresa comunității internaționale și a spus că țara sa va desfășura rapid un sistem american de apărare antirachetă în profida obiecțiilor din partea Chinei, care, ultimă constatare, în ceea ce privește discuții de la Fenian, a limitat exporturile cu cărbune către Coreea de Nord. În fine, mergem mai departe, domnule profesor Pană, președintele Franței, categoric în privința unei Europe cu două viteze, susținând că este un lucru care se impune. Rog regia filmul și revenim în platou cu comentariile domnului profesor Pană. Elle ne peut pas être non plus une addition de nations. Europe cannot be just a collection of nations who all come into the union looking for something that's only useful to them alone. Je plaide pour une Europe différenciée. I'm calling for a differentiated Europe, in Jack Delors' words. Eu de ce spuneam mai devreme apropo de întâlnirea care are loc zilele acestea între liderii, principali lideri ai Uniunii Europene, adică Franța, Germania, Italia și Spania, se concretizează prin această declarație a lui François Hollande, care spune nici mai mult, nici mai puțin, și îl citez: în caz contrar, Europa este cea care va exploda. În caz contrar, unei Europe cu două viteze sau chiar cu mai multe viteze. Deci, în aceste condiții, în care tot domnia sa spune, în viitor va exista un pact comun, o piață internă cu o monedă unică pentru unii. Însă pe această bază va fi posibil pentru statele membre care vor, accentuez, să meargă mai departe în ceea ce privește domeniul apărării, al armonizării fiscale sau sociale. Mai departe în ceea ce privește cercetarea, cultura și tineretul, a declarat Hollande. Întrebarea mea este, unde mai este Uniunea în aceste condiții? Ce fel de Uniune este aceea care merge cu două sau cu mai multe viteze în condițiile în care pe 25 martie 1957 gândurile au fost cu totul și cu totul altele? Da, mulțumim domnule profesor Pană. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Mulțumim domnule general Bartolomeu Constantin Săvoiu. Da, aș vrea să adaug un singur lucru. Sunt bucuros că pentru prima oară de multă vreme am avut o săptămână în care nu am avut de deplorat niciun atentat. Da, Dumnezeu să fie tot timpul la fel, să nu avem atentate deplorat. Da, mulțumim stimați telespectatori. Ne vedem marțea viitoare la aceeași oră. O seară frumoasă în continuare. Bună seară.